său pe PC, ediția numărul 214, numele este Jana Barbu. Sunt pasionată de online marketing și psihologie, lucrez în acest domeniu de aproape 10 ani, ultimii 4 în optimizarea conversiei. Sunt aici în această seară ca să vă prezint invitații care vă vor da câte 20 de sfaturi, fiecare din domeniul de specialitate. Primul invitat din această seară are experiență de 4 ani în zona de marketing și comunicare online, este un cunoscut consultant și trainer de social media. În 2012 a înființat împreună cu Andrei Roșca Social Media School, primele cursuri intensive de social media din România și timp de 2 ani a ocupat funcția de social media manager la Banca Comercială Română. În prezent coordonează departamentul de Facebook Marketing, strategie și implementare, campanii și proiecte speciale în cadrul agenției Spata. Oferă consultanță companiilor și agențiilor interesate de social media. Îl ascultăm prima dată în această seară pe Alexandru Legrea. Bună seara! 20 de sfaturi pe Facebook nu l-ați văzut deja. Dar să începem cu începutul. E ceva în sală care se poate lăuda în momentul ăsta cu niște performanțe deosebite pe Facebook? Cineva care chiar ne poate spune, da, eu am deslușit care e treaba cu Facebook-ul ăsta și merge foarte bine. Nimeni. Noi, cred că dacă tinem geamul, e mai ok. Astăzi, la un alt eveniment, când am avut o prezentare despre performance marketing, fost ceva mai tehnic și ziceam atunci, zic și acum, că mi se pare că în 2015, dacă nu ți ies lucrurile pe Facebook, cred că, în mare parte dintre cazuri, problema stă în lipsa conținutului. Și chiar cred că este asta și vă rog să vă gândiți un pic la, spre exemplu, cât conținut ați generat în 2014 pentru a vă comunica mai eficient pe Facebook. Nu știu. Un articol, 10 articole, 15 articole. Când zic conținut, atenție, nu mă refer la call to actions, la mesaje comerciale. Mă refer la conținut de orice fel, conținut educațional, conținut informațional, conținut amuzant, fun, orice de genul ăsta. Din păcate, Facebook nu funcționează altfel. Știu asta din propria experiență, cu serviciile pe care le ofer eu, de consultanță, de cursuri în social media, știu și de la clienți, pentru care am lucrat în ultimii ani și pe care facem push în continuu să genereze conținut, să facă conținut. Este foarte important să facă conținut. Cei mai mulți, din păcate, ne spun că nu prea au bani decât de media. Și probabil că ăsta e și mulți dintre voi sunteți în aceeași situație. Bani de media, adică bani de făcut campanii cu return imediat. Ori pe Facebook nu prea e cazul. Investiția în conținut e o investiție pe termen lung și foarte lung. Chestia asta se leagă cumva și de primul sfat. Facebook e un canal de comunicare. Din păcate, văd tot mai multe companii care tratează Facebook ca pe o destinație în sine. Ca pe un loc în care pui conținut, ca pe un loc în care investești ca să faci lucruri acolo. Ca și cum ar fi o, nu știu, tratează, spre exemplu, pagina de Facebook ca și cum ar fi site-ul companiei. O chestie asta este fundamental greșită, din punctul meu de vedere. Dacă nu ați ajuns singur la concluzia asta până acum, sigur o să ajungeți în următorul an, în următorii 2 ani, când o să vă dați seama că aruncați bani pe fereastră. Ca să înțelegi mai bine chestia asta, ar trebui să încerci să iei niște conținut pe care le-ai publicat în 2014 pe pagina de Facebook și să încerci să-l readuci în actualitate acum, în 2015. Să-i dai un share. Dacă nu poți să faci chestia asta, înseamnă că e conținut deja ars, expirat. Dar nu mai funcționează. Și cei mai mulți asta fac.
pun pe pagina de Facebook poze cu citate motivaționale sau call to actions, zi de zi, zi de zi. Și normal că chestia aia nu are nicio valoare. E un simplu îndemn la ceva. Altă problemă. Conținutul în care te blochezi. Genul de conținut, da, scrii și o altă pagina de Facebook, pui o poză sau ceva de genul ăsta și utilizatorul nu are ce să facă mai departe de acolo. Adică, da, văd, ce părere, nu știu, nu ce părere, ci, de exemplu, o poză cu produse, o pui acolo și pui o descriere. Produsele noastre sunt mișto. Chiar ieri am avut o discuție cu un prieten care face produse de vestimentație, cămăși, sacouri, costume și mai departe. El pune pe Facebook niște poze foarte mișto, poze cu ținute masculine, știi? Cărora da, le dăm like cu toți, dăm acolo, like, share, comment, da, da, da. Însă sunt doar niște poze. Și întrebarea mea pentru el era ok, și mai departe eu ce fac? Adică văd poza, îmi place. Dar dă-mi o soluție să ies de acolo, să fac ceva. Da? Dă-mi un link către articolul de pe blogul companiei tale, din care să înțeleg cum ai ales culorile, de unde ți-ai luat cravata, ce ar trebui să fac eu mai departe, cum pot să combin și eu altfel de ținute de genul ăsta așa. Da? E gen de conținut care se întâmplă doar pe Facebook, e doar acolo. Și pe adevăr, îi dăm like și mulți ne mințim cu chestia asta, că avem mesaje cu multe like-uri, multe share-uri, oamenii vorbesc cu noi, avem o rată de engagement foarte mare. But that's it. Și ar trebui să fie mai pragmatici de atât în 2015. Evident, ăsta este cu titlul de recomandare, în niciun caz o regulă scrisă undeva. În dreptul la 10, maxim 10 mesaje cu call to action în fiecare lună. Dar mi se pare că ar trebui să-ți faci un post-it și să-l pui undeva pe monitor lichid și să ții minte chestia asta. Mi se pare că se exagerează. Companiile sunt prea demanding în relația cu utilizatorii pe Facebook. Tot timpul vor să faci ceva. Dă click aici, participă la concursul nostru, vezi asta, fă asta, ascultă asta, du-te acolo. Da? E prea demanding. Și evident că așa apar hide-urile și report-urile și unlike-urile de pagini. 3. Cred că blogul de companie este esențial pentru o pagină de Facebook de succes. Făceam ANAF la un moment dat un fel de competiție, cele mai bune bloguri de companie din România. Anul ăsta impresia că nu le-a făcut, n-a făcut încă chestia asta, cred că în 2014 a fost ultima. Și la vreo două ediții am fost parte din juriu. Sunt extrem, extrem de puține bloguri de companie în România. Și când zic bloguri de companie, la ce mă refer? Surse de conținut astea. Locuri în care companiile să producă conținut. Conținut pe care după aia să-l promovezi pe pagina de Facebook. Știu că nu sunt bani. Știu că să faci articole necesită timp. Dar, din păcate, Facebook cam așa funcționează, pe bază de conținut. Evident că întotdeauna vei avea, nu știu, chiar și dacă nu faci conținut, vei avea 1, 2, 3 oameni care vor cumpăra produsul pur și simplu. Că sunt într-o perioadă în care au nevoie de el, știu despre el și așa mai departe. Dar îmi pare că performanța în zona asta vine din conținut. E pe termen lung. Nu cred că un blog de companie poate aduce rezultate concrete mai puțin de 2 ani, de exemplu. Blogării cei care scriu pe bloguri știu chestia asta foarte bine. Știu cât de multă muncă e în spatele unui blog. Să stai să găsești subiecte, să scrii despre ele. Să le scrii în așa fel încât să fie ok pentru social media, da? Să nu fie prea tehnice, să nu fie nici prea mellow. Să fie așa, o combinație potrivită. În skill-ul de copywriting pe care ți-l antrenezi în timp și încerci să faci, să scrii. Să folosești imaginile potrivite și pe alea trebuie să dai bani și tot așa. Dar asta funcționează. Astea sunt cerințele social media. 4. Chestia asta cu răspunsul la întrebări. Și aici avem, da, implică o responsabilitate foarte mare din partea companiilor care decid să facă chestia asta. Trebuie să am scris acolo să răspunzi la toate comentariile, nu la toate întrebările. Dacă vreți un exemplu în zona asta, intrați pe pagina KLM globală, să vedeți cum se face social media la cel mai înalt nivel.
E drept, ca ele mai are o echipă de 130 de oameni de social media, care fac customer care într-un stil așa, barbar, în sensul bun al cuvântului la casă. Dar, mi se pare că eu, da, avem nevoie de chestia asta, pentru că în România customer care nu prea se face, în adevăratul sens al cuvântului. Oamenii au nevoie să fie băgați în seamă, asta vor. Observ chestia asta și pe profilul meu de Facebook, observ chestia asta și pe paginile de Facebook pe care le copec, pentru care fac strategia. Oamenii vor să primească răspunsuri și repede. Da? Eu dacă mă așez acum, dacă mă duc aici în față și mă așez un scaun și vorbesc cu cineva un minut, o să vă deranjeze chestia asta, da? Să o fac în timpul prezentării. Pur și simplu, să mă duc acolo și să mă așez, că voi așteptați ceva de la mine, da? Așteptați ca eu să spun niște lucruri aici. Un minut. Gândiți-vă cum se simte un om care pune o întrebare pe pagina de Facebook și așteaptă 4 zile să-i se răspundă. Sau 2 zile, sau o oră. Până și o oră e mult. Da? Pe Facebook s-a împământenit ideea asta că trebuie, că primești răspuns rapid. Sunt niște companii care duc chestia asta din ce în ce mai spre sport extrem. Da? Ca ele mai are 47 de minute medie de timp de răspuns pe Facebook. Ok, nu ești ca Elen, dar poate ar trebui să răspunzi tu în 2 ore, maxim, o chestie genoasă. Pe România, media asta e de 3-4 zile. Și e destul de trist. Ca să faci bani, trebuie să investești bani. Am pus sfatul ăsta ca să scăpăm o dată pentru totdeauna de discuția despre reach organic pe Facebook. Ok? Nu vreau să mai aud, nu vreau să mă mai întrebe cineva vreodată despre reach organic pe Facebook. Ca și cum ar fi un drept al companiilor să aibă, da, să facă promovare gratuită. Eu apreciez foarte tare reach organic, dar apreciez în condițiile în care bag 100 de euro într-o campanie și pentru ea 100 de euro Facebook îmi dă o bucată de public plătit, da, de 100 de euro, cum ar veni, și pe lângă asta îmi dă și un reach organic, da, pentru că e pe ideea de friends of friends of friends of friends of friends. Ați văzut că cu cât bagi mai mulți bani într-o campanie de Facebook Ads, cu atât și reach organic pe mesajele respective e mai mare. Sau un boost post, sau chestii genul ăsta. Ăla este reach organic pe care trebuie să-l caute companiei. Nu poți să te aștepți să... Nu poți să trăiești viața sperând că o să câștigi la loto, da? Că o să faci tu viral. Să faci mesaje și în fiecare zi să aștepți asta o să fie viral, ăsta o să fie viral și să te plângi că Facebook limitează tot mai mult reach organic. E normal să fie așa. Nici măcar nici nu merit să ai reach organic. Pentru ce să ai reach organic? Pentru un call to action? Pentru muncă 5 minute? Nu. Lucrurile nu funcționează așa în lumea normală în care suntem noi. Da? Reach organic și chestiile gratuite, bonusurile în viață, vin pe baza muncii constante și multă, frate. Adică să investești timp și bani și atunci vin freebies. Nu vin așa pentru că ai făcut un call to action și îl pui pe Facebook și te aștepți ca lumea să sară sub internetului. A, ok, că e Black Friday sau că faci un discount, că dai un discount de 90% la nu știu ce produs, aia e altceva. Alea sunt situații excepționale. Dar în mod normal, când tu vrei să vinzi un produs la prețul lui normal, fără să faci mare lucru, da? Ăsta e produsul, așa? Nu te poți aștepta ca oamenii să reacționeze cu entuziasm. Că nu funcționăm așa. De câte ori va entuziasma să mergeți la Cora? Să luați produse din rasă, le puneți în cărucior. E o așteptare naivă a companiilor. Să vorbească lumea în fiecare zi cu noi pe Facebook. De parcă și facem chestii spectaculoase. Nu, e boring ce facem noi. Ai niște produse și niște servicii și încercăm să le promovăm și that's it. Dacă faci ceva evoluționar, inventezi bicicleta electrică care costă doar 500 de euro, din nou, alea situație excepțională. Dar pentru 99% dintre companii, situația e foarte boring și trebuie să fim conștienți de chestia asta. Nu facem chestii spectaculoase. Mergem fiecare zi la birou și ne întoarcem acasă și dezvoltăm niște produse banale care ne ajută, dar care nu sunt pentru Facebook. Oamenii nu sar în sus pentru astfel de chestii. Da? Pe ce să ai reach organic? Vinzi tu super produsul. Nu există rețete de succes pe Facebook. Sunt întrebat deseori de chestia asta. Cursuri, care este costul pe click ideal, care este ora ideală de publicare, care este. Nu există așa ceva și cred că referințele se resetez singur. Da? Te apuci și testezi, AB testing este cuvântul de bază,
testez tot ce se poate testa. Testez fiecare oră, testez costul pe click, încerc să ți-l optimizez de fiecare dată, să ajungi la un cost pe click din ce în ce mai mic. Ții cont și de perioada în care faci campaniile, în perioada sărbătorilor costurile sunt mai mari, în perioada în vara costurile sunt mai mici pentru că competiția e mai mică și tot așa. E un sistem de bidding acolo care funcționează fix ca orice alt sistem de bidding în advertising. Cu cât sunt mai mulți advertiser, cu atât costul pe click crește. Cu cât sunt mai puțin, costul pe click scade. Evident, în timp ți-l optimizezi, cum spuneam, pentru că oamenii încep să te cunoască, încep să dea click mai ușor, nu mai ai nevoie de o frecvență atât de mare pe ad-urile din campania ta ca să convingi pe om să dea click. Vedeți și voi, dar nu căutați de succes pentru că nu se aplică. Nu încercați să scoateți un cost pe click pe care l-ați văzut pe un site, că a zis un băiat că atât ar trebui să fie. Că nu se aplică. Și apoi, m-a întrebat tot Cristi Manafu de un sfat pe care l-aș da unei companii în 2015 legat de social media. Ce ar avea nevoie? Ce are nevoie o companie? Cred cu tărie că în 2015 aveți nevoie de oameni pricepuți la social media. That's it. Toate datele sunt acolo. Facebook, gândiți-vă numai câte date are Facebook despre noi în momentul ăsta după 4-5 ani de explozie în România. Sau cât are, de când a început să fie pe val. Sunt tone de informații, nici noi nu știm câte știe Facebook despre noi. Și sunt acolo. Dacă intrați în Audience Manager, în Facebook, vedeți o grămadă de date despre utilizatori. Tot ce ai nevoie, la fel, partea tehnică. Ce se poate face, să ajung un pic mai târziu la asta, ce poți face din punct de vedere advertising. Păi vă zic eu, poți face orice. Serios. Deci, tot ce există ca tehnici în advertising, în momentul ăsta global, le poți aplica pe Facebook. Sunt toate instrumentele de care puteai avea nevoie. Sunt acolo. Doar să știi să le folosești. That's it. Nu e nimic, nu e niciun fel de altă șmecherie la mijloc. Să știi să le folosești. Este singura condiție. Deci, căutați-vă oameni buni sau căutați-vă agenții bune care să vă ajute să implementați campanii ok. Asta, evident, plecând de la ideea că există conținut, că produsul e de calitate, e competitiv în piață și așa mai departe. În rest, n-ai ce să meargă prost. Altfel, nu te poate ajuta nimic să vinzi dacă produsul nu te ajută, dacă conținut nu faci, Facebook nu o să facă minuni. Sunt pus deseori, de fapt, mi se cere pe Facebook, mai ales în mesaje private, primesc cam 4-5 pe zi, de la oameni care îmi zic, Alex, nu vrei să-ți dau acces la contul meu de Ads Manager să-mi setești mie campania asta, că tu le faci bine. Și de fiecare dată refuz cu același motiv. Nu are legătură cu campania. Nu are legătură, nu mă pricep la campaniile Facebook. Campaniile Facebook sunt doar o metodă prin care îi anunț pe oameni că fac niște cursuri, vând un produs, vând un serviciu. Ce în spate contează cel mai mult? E-book-urile alea pentru care muncesc în sarca pacele. Să scriu pe blog și eu sunt un om. Da? Să scriu pe blog constant. Să vin cu studii de caz. E foarte mult de muncă. Și dacă eu, un om, pot să fac chestia asta, atunci gândiți-vă puțin cât ar trebui să facă o companie care are departamente. Angajați, oameni. Raportați-vă la mine dacă aveți ceea ce vă să raportați. Bă, Negre ăla a publicat anul trecut 7 e-book-uri. Noi suntem o companie cu 14 angajați. Avem și departament de marketing dedicat. Noi oare cât ar trebui să facem? Măcar 7, nu? Măcar atât. Că se tot laudă că face campanii bune. Păi de asta, pentru că mi-ies. Pentru că am făcut ultima campanie pe cursuri. A fost o campanie de 380 de lei. Cu care am reușit să vând 20 de locuri la curs. Un loc însemnând ca valoare 300 de euro. 6.000 de euro generați cu 380 de lei. E bine? E bine. Dar ce în spate? Adică, ok, fac campanii bune. Da, acordurile fine pe campanii, remarketing, astea sunt intuitive, le înveți, e ca matematică. E mai greu să înveți însă să muncești în spate de mult cât să scoți astfel de rezultate. Chiar e greu. Chiar e multă muncă. Și bani investiți și timp și stat nopți și pierdut nopți și așa mai departe. Audiențe personalizate. Am vorbit de marketing. Mi se pare esențial să înveți să folosești audiențele personalizate. Dar remarketingul nu funcționează niciodată. Mă refer la partea de custom audience from your website. Da? Din Facebook. Adică să-ți remarketezi vizitatorii site-ului.
N-are cum să funcționeze vreodată chestia asta dacă vizitatorii ai site-ului n-au găsit ceva de valoare pentru ei pe site-ul tău. Și aici ne mințim singuri de multe ori. Oamenii cred că dacă fac remarketing, dacă învață să facă remarketing, le rezolvă toate problemele. A, păi da, că e targetez pe aia care a intrat pe site și asta înseamnă că o să meargă. Nu, nu o să meargă. Contează foarte mult, din nou, ce e în spate. Oamenii aia care au intrat pe site-ul tău au găsit acolo ceva, un articol, ceva care să fost de ajutor pentru ei, că dacă doar am intrat și doar media de timp pe site de 5 secunde de la fiecare dintre ei, remarketingul nu o să funcționeze pentru tine, da? Deși succesul remarketingului stă în optimizarea site-ului și în usability și în conținutul de pe site. Nu în cum setezi campania de remarketing. Aia, din nou, orice copil de 8 ani, dacă îi dau câteva noțiuni și știe engleză, o face. Ia codul, pune header, oamenii se strâng acolo, după aia dă create ad și uite remarketing. A făcut și el o campanie de remarketing pe Facebook. Dar unde despre asta e vorba, da? Mai departe, audiențe asemănătoare. Da? Facebook a introdus lookalike audiences. Pe baza audiențelor personalizate pe care ți le faci tu, poți să creezi audiențe mai mari, de la 10 până la 100 de ori mai mari, cu utilizatori care sunt asemănători cu utilizatorii în audiența ta personalizată inițial. Pe baza a tot felul de semnale, check-in-uri, like-uri, interacțiune cu mesaje și așa mai departe, care funcționează la fel foarte bine, dar trebuie să fie conținut. Conversion tracking. Evident, dacă vinzi online, folosești conversion tracking, să vezi cât îți funcționează, cât îți vinde o campanie de Facebook. Exact, cu exactitate. Multi-product ads. Ăsta este un produs nou lansat de Facebook recent, pe care îl găsiți în Power Editor. Puteți să adăugați mai nou, mai multe produse în același anunț sponsorizat pe Facebook. Se putea și înainte, dar se putea doar prin API, cine folosea Facebook Exchange. Acum se poate din Power Editor. Da? Ai același anunț pe newsfeed, de exemplu, și apar mai multe imagini cu link-uri diferite și, da, deci ai produse cu link diferit, imagini diferite și descriere diferită, și cu niște săgețele, exact ca un slider de ăla, da? Și poți să vezi, poți să bagi 100 de produse în același anunț. Mai mult, chestia asta a dus la apariția remarketingului dinamic pe Facebook, ceea ce înseamnă că poți să încerci să faci remarketing bazat pe acțiunea utilizatorului în site-ul tău în procesul de achiziție. Ceea ce este senzațional. Și mai mult de atât nici nu-ți poți dori. Dacă vă dați seama, adică poți să faci un ad, poți să faci în așa fel încât un utilizator să vadă un produs, un anumit produs, în funcție de ce produs ai adăugat în coș. Dacă ai adăugat produse în coș. Atât de in-depth să duce chestia asta. Este senzațional. Evident, de la început o să mai aibă bug-uri, o să mai aibă probleme, dar... Do it! Alex, spune-i aproximativ 5 minute. Ok, termin repede. Pentru mesajele publicate pe pagină. Fiecare mesaj targetat. E din nou naiv să crezi că un mesaj publicat pentru 10.000, 100.000, 50.000 de oameni o să funcționeze la toți. Există un buton acolo, da, să targetezi fiecare mesaj pe care îl publici. Nu mă refer la ads acum. Mă refer la mesajele publicate pe pagină. Vă duceți în setări la Privacy and Post Targeting Options, acolo bifați și după aceea o să aveți un buton de targetare pentru fiecare mesaj în parte. Testați chestia asta. Măcar de bază, bărbați, femei, învățiți chestia asta, folosiți același link cu imagini diferite, una pentru bărbați, una pentru femei. Titluri, descriere diferite, tot. Așa, asta nu cred că mai e nevoie să spun, dar o spun, oricum ar fi, renunțați la concursurile fără obiective de business, concursurile făcute doar de dragul Facebook-ului. Facebook este foarte recunoscător că faceți asta, dar să ne oprim un pic, da? Hai să începem să mai dovedim cât de bine funcționează Facebook. Că astea fac concursurile astea, da? Dă share la pagina, dă like la pagina X, după care dă like la pagina Y, după care dă like la pagina Z, dă și share profilul tău la mesajul ăsta și intri în concurs. Ce tare! Tocmai a ajutat Facebook-ul să țină utilizatorii mai mult în rețea. E foarte bine. E foarte mișto. Că noi ceilalți putem să profităm de chestia asta, dar poate ar trebui să câștigi și tu ceva din asta. Așa ar fi ideal. Renunță la a verifica obsesiv reach organic. Văd tabele cu, da, KPIs pentru reach organic. Doamne ferește! Dar nu poți controla chestia asta, da?
Nu poți să pui un indicator de performanță în ceva ce nu poți controla. Și asta este datoria social media managerului să explice mai departe directorului de marketing. Bă, omule, nu poți să pui KPI-uri, nu poți să mă faci să mă transform într-un roboțel care în fiecare zi trebuie să scornească chestii din ce în ce mai nu știu cum ca să obțină reach organic. Hai să vedem, să ne gândim la niște campanii, la niște bugete, la niște lucruri. Reuța la verifica obsesiv rata de engagement. La fel, este fix aceeași explicație. Who the fuck cares că vorbește lumea cu tine? Cu ce te ajută chestia asta? Testează toate orele zilele de publicare pe pagină. Am mai zis-o mai devreme, o zic și acum. E frumos. La începutul lunii, ok, o săptămână publicăm la 8 dimineața, o săptămână publicăm la 9 și tot așa. Până la sfârșitul anului, poți să testezi toate orele și o să știi ce funcționează și nu are bine pentru tine. Inclusiv de la 1 noaptea la 8 dimineața. O zonă pe care aproape toate companiile o evită. De ce? Nu știu. Că dacă vă duceți în Insights Manager acolo și vă uitați pe graficul ăla care în Facebook Insights, pardon, scuze. Și vă uitați pe graficul ăla care arată când sunt oamenii online pe Facebook, o să vedeți că nu există o oră în care să nu fie oameni pe Facebook. Dar nu există o zonă care să atingă partea de jos a graficului. Tot e așa, e un S întors. Într-adevăr, noaptea sunt mai puțin, dar vorbim de sute de mii, adică mai puțin pe Facebook înseamnă 10 sau sute de mii de oameni online. Nu sunt 3 sau 5 sau 8. Da? Sunt foarte mulți. O să aveți surprize. Încercați să publicați la două noapte ceva, să vedeți cum e. Să vedeți că sunt reacții. Pot fi, adică, dar nu-i garanta nimic. 18. Scapă de concursomanii de pe pagina de Facebook. Cum faci asta? Organizez concursuri doar cu trageri la sorți. Renunțați la concursurile cu like, share and comment. Pentru că așa atragi toți disperații care vor să câștige și care o să se ducă pe site-urile alea să-și cumpere like-uri. Da? O să înșeze, o să înșele sistemul. Da? Cea mai safe variantă de concurs pe Facebook este tragerea la sorți. Random cu torc, frumos, nu ai probleme. Nu se plânge nimeni. 19. Nu publica pagina de Facebook, ce nu ai publicat pe site-ul companiei. Ieri am publicat un nou e-book, se numește Cele mai populare mesaje pagine de Facebook din România. Evident, cantitativ, în funcție de like-uri, share-uri, comentarii, în colaborare cu Zelist, cu Febre Monitor. Uitați-vă un pic pe e-book, îl găsiți în marketing20.ro. Uitați-vă pe e-book-ul ăla să vedeți 90% dintre mesaje sunt inutile. N-au știut să profite niciun fel de oportunități. Și mai mult de atât, au publicat niște prostii. Da? Întrebarea asta e, ai publica poza asta pe care vrei să o pui pe pagină pe site-ul companiei, dacă răspunsul e nu publica niște efecte. E de bun simț. Am spus-o pe asta, l-au zis din nou, trebuie să începe să generați conținut pe niște bloguri de companie. Este esențial ca să ne vedem la anul pe vremea asta și să vorbim despre performanță pe Facebook și când întreb cine face succes pe Facebook să ridice toată lumea mâna, este esențial să aveți conținut. Dacă nu o să aveți conținut, nu o să ridice nimeni mâna. Că e imposibil. Nu poți să faci performanță pe Facebook dacă nu ai conținut. It's a fact. Ok? Mai clar de atât nu știu cum să o spun. Nu poți. Efectiv nu poți. N-ai, că n-ai cu ce. Poți să fii întotdeauna maxim mediocru. Dacă îți convine situația asta, e cu mine perfect în regulă și ar trebui să fie și cu tine, da? În general ne dorim să obținem mai mult. Mai multe click-uri, mai multe conversii, mai multe. Mai mulți abonați la newsletter, mai mult trafic pe site. Ca să crească și vânzările pe ocazia asta. Cam atât am avut de spus. Dacă o să aveți întrebări legate de orice ține de Facebook, vă rog să-mi trimiteți pe această adresă de mail. Încerc să vă răspund cât de repede pot. Fără costuri. Da? Nu percep costuri pentru consultațiile prin e-mail. Și chiar îmi doresc, pentru că chestia asta mă ajută în primul rând pe mine, pentru că de multe ori primesc probleme cu care eu nu... Da, sunt tot felul de probleme pe care nu le-am mai văzut până în momentul ăla. Și în felul ăsta reușesc să fac prezentări mai bune, strategii mai bune și mă ajută în general și pe mine să înțeleg niște lucruri mai bine din problemele pe care le întâmpinați voi. Și poate le găsim și o soluție. Mulțumesc frumos și seara bună, în continuare. Da, dacă sunt întrebări, sigur. Aveți întrebări, domnul Alex? N-are nimeni nicio întrebare legată de Facebook?
N-am pus întrebarea tine. Cum accesezi lumea de imagine când eram mic pe Facebook? Personal l-am găsit. Am căutat. Da. Opțiunea au găsit și business manager acolo dacă Catlogs. Este o opțiune care a apărut în business manager. A apărut în business manager. O să apară curând și în Power Editor. Este în... cum se cheamă? În derulare, ca să zic așa, procesul. S-ar putea să nu aveți momentan nici opțiunea de produse multiple, de exemplu, în Power Editor. Și asta, la fel, este în derulare. Dar eu zic că într-o săptămână, două, să le aibă toată lumea. Dar, vă zic, partea aia, și puțin partea aia de marketing dinamic, e foarte complicată. Adică, sunt desetat o grămadă de variabile și... Da. Întrebările primite pe adresa de mail, le pui undeva? Nu. Soluțiile? Nu. Absolut nimic. Soluțiile. Dacă vine vreo idee de articol și poate avea, evident, mai scriu pe Marketing 20. Dar nu o să pun niciodată informații pe care mi le primiteți pe mail, dacă... Nu informații. Da. În care... Nu, mai, îmi vine idee, evident. Da. Mai scriu articole. Da. Mulțumesc și eu. Alte întrebări. Facebook. Ce problemă ați mai întâlnit pe Facebook? Care este algoritmul sau cum se procedează? Păi, ca să zic așa, Facebook nu a făcut niciodată public algoritmul din spate exact, pentru că dacă îl face public, o să apară oameni care încearcă să-l influențeze artificial. Dar, sunt foarte mulți factori care țin de... Am testat la diferite ore. Ține de oră, ține de zi, ține de tot felul de alte... Gândește-te numai așa, pe newsfeed-ul lui om, un utilizator de Facebook, în cap cel țin în primul ecran maxim 4 mesaje, da? Ca să mergem un pic pe zona de usability, nu usability, de nu știu, cum comportamentul utilizatorului. Ăla vede în primul ecran vreo 4 mesaje. Mai dă 1-2 scroll-uri, mai vede încă, să zicem că un total de 12, ar fi așa, că mai mult de atât nu prea, da. În același utilizator de Facebook urmărește în medie vreo în România, medie de 18-19 pagini de Facebook și are 200-300 de prieteni. Dacă prinzi o oră, o bucată, da? Dacă publici în același timp cu încă vreo 3-4 pagini pe care le urmărește omul ăla și în același timp cu alți 10-15 prieteni de-ai lui care scriu câte ceva sau fac o acțiune pe Facebook, ai cam pus-o. Alte cuvinte, că e foarte greu. Ne gândim că nu ar avea alte mesaje în momentul ăla. Este norocul nici măcar așa, nu Facebook. Ponderează Facebook-ul. Ba da, evident. Ideea e așa, Facebook tratează paginile de Facebook ca pe niște business-uri, clar. Adică în momentul în care ți-ai făcut paginile de Facebook, la Facebook ești perceput ca un business care vrea să facă bani. Indiferent că ești ONG, că ești cauză, că ești nu. Ei așa văd. Eu sper că în timp chestia asta se schimbe și, spre exemplu, pentru ONG-ul să faci niște facilități. Dar în momentul ăsta, Facebook îți limitează tehnic reach-ul ăla organic, pentru că așteptarea lor este ca tu să începi să investești bani. Mai ales că mesajele care sunt chiar importante pentru tine, știi? Ce îți dau ei în plus este următorul lucru. Dacă faci, de exemplu, dacă scrii mesajul ăla și dai boost cu 50 de lei, dacă e un mesaj important, da, are obiectiv de vânzare, Facebook o să-ți dea, cum spuneam și mai devreme, îți dă un reach, un paid reach, de, să zicem, ajunge la toți fanii paginii și dacă bifezi acolo să ajungă și la prietenii lor, o să ai și un reach organic care este peste acel paid reach, știi? Și cu cât suma e mai mare, cu atât și reach organic e mai mare. O chestie pe care, de exemplu, pe Google nu ai. Pe Google bagi 50 de lei și de 50 de lei primești click-uri. Nu ai niciun, știi? Nu te ajută ca reach, nu-ți mai adaugă un reach organic. Facebook îți dă chestia asta în plus. Și asta este, dacă vrei, dacă e folosit corect, poate constitui o masă critică pentru viral. Cam așa se întâmplă pe Facebook. Dar depinde foarte mult de ce sumă bagi, de cât de bun e mesajul, de target, da, dacă targetezi corect și o grămadă de alți factori. Deci foarte, foarte greu de spus, de făcut o formulă sau ceva genul ăsta, dar bottom line este că atâta timp când nu bagi bani, pe Facebook mergi în orb.
Da? Din nou, e ca și cum ai spera să câștigi la lot. E ca și cum ți-ai trăit viața după un principiu de genul ăsta. O să devin milionar într-o zi, așa că o să joc în fiecare zi la lot. Așa e pe Facebook fără bani. Se poate întâmpla, dar cele mai mari șanse sunt să nu. Mulțumesc. Mulțumesc și eu. Nici dacă ne atrăgem cu știrile de ziua respectivă, datoria respectivă? Poți încerca, dar din nou, nu ai niciun fel de garanție. Ce am văzut eu, orice atunci atingere știrilor din zona respectivă, da, primește un pus. Are mai multe șanse. Are mai multe șanse. Da. Adică trebuie să găsești, oricum trebuie să găsești tot felul de oportunități de genul ăsta, știi? Că te legi de niște știri din ziua aia sau că te duci un pic pe zona de fanii, amuzant și încerci să spui conținutul, încerci să spui conținutul într-un context care să-i facă să râdă, cum am văzut alalte, un restaurant în București a vândut mici de Valentine's Day în cutie în formă de inimioară. Știi? Adică e un produs banal, ce tu să faci, ce să zici despre mici pe Facebook? Păi uite, poți, îi pui într-o cutie în formă de inimioară și toată lumea o să le facă poze și o să-i dea pe Facebook și o să dea share și like și comenturi. E deja aproape viral, știi? Dar cumva trebuie să găsești o soluție de genul ăsta. Sau Nutella, ați văzut că și-a făcut generator de etichete personalizate. În loc de Nutella poți să scrie orice acolo. Și după aia descarci eticheta, o lipești pe borcanul tău și e un borcan personalizat. E iar genul de chestie la care oamenii fac poze și dau share. Este asta de ajuns, le poți face în fiecare zi. Și sunt la fel de nesigure ca orice altă. Și în general, dacă vă uitați la campaniile virale, care au ajuns virale, pe Facebook, pe internet în general, o să vedeți că aveau 50% șanse să iasă prost, să iasă o criză de PR, și 50% șanse să iasă bine. Alea pe care le vedem reprezentate prin conferințe sunt din zona aia, au ieșit bine. Dar același timp, că sunt la fel de multe care au ieșit prost, ca pe care nu le vedem pentru că sunt îngropate așa repede. Dar nu poți să mergi pe ideea de o să dau viral. Nu merge așa. Dacă vrei să vinzi ceva, stabilește-ți un buget, bagă bani, setează de așteptările corect și rezultatele vor veni și ele. E mai mult de muncă. Da. Alte întrebări? Ok. Spor la treabă atunci. Mulțumesc. Ok, ca să știți, până la sfârșitul ediției au venit o serie de sticle de vin care vor fi acordate ca premiul celor mai activi participanți. Așa că puteți să vă invitați întrebare și mai întrebări de vin și de la vinescu.ro. Următorul invitat este antreprenor, speaker și consultant în marketing online. A fondat agenția Tipeis în 2005, este certificat Google AdWords și are un master în marketing online. Are 10 ani de experiență, care a gestionat peste 200 de proiecte web și a supervizat campanii Google AdWords de peste 2 milioane de euro. Este membru fondator și președintele Asociației de Profesioniști în Strategic Marketing, SEMRO. Îl ascultăm o continuare pe Marius Lăzărescu, general manager la Tipeis. Salutare! Am pregătit câteva sfaturi legate de TPC și nu numai. Nu cred că sunt chiar 20, dar am atașat și niște vizualuri care să compenseze asta. Îmi cer scuze de pe acum, vocea m-a lăsat dimineața, așa că o să fiu mai limitat în comunicarea verbală. Haideți să vedem cu ce începem. Primul sfat. Stabileșteți obiective clare și măsurabile. Sună decent, e normal, dar de ce nu se întâmplă asta în practică? De ce nu avem obiective pentru campania AdWords sau pentru campania LinkedIn sau campania plătită pe Facebook? De ce așteptăm? Hai să vedem cum o să meargă. Ce se întâmplă când spui asta? La ce te raportezi? Toată optimizarea din spatele campaniei se bazează pe aceste obiective. Audiențele pe care le alegi, ad-urile pe care le folosești, landing page-ul, sunt elemente care pot rămâne în discuție în partea de strategie sau nu, prin simpla așteptare a obiectivelor. Discutam dimineața cu cineva care vinde, reprezintă un jucător în farma și vinde folosind campanii online, vrea să vândă la
raft în retail, pentru că sunt medicamente, nu le poți vinde online. Legea nu-ți permite, spre deosebire de suplimente care sunt tot ISU-uri și le livrezi la domiciliu. Acolo e un challenge. Ce obiective stabilești pentru acea campanie? Pentru că tu nu poți să măsori cât vinde farmacista din colț. Și asta național. Concluzionând, să faceți o listă, puteți să faceți ca tipul ăsta. Dar puneți-o pe hârtie. Mergem mai departe. Discutăm despre campanii PPC, discutăm despre volumele de trafic care sunt generate de ele. Spuneți-mi cine din sală are campanii în derulare, fie PPC, fie Google AdWords, fie LinkedIn, fie alte surse, care să genereze pe site volume de 5.000 de unici pe zi? În total sau? Acea campanie. Sau acel cumul de campanie pentru acel site. Trebuie să ne pregătim site-ul pentru asta. The leads are coming. Ce facem dacă avem 10.000 de unici pe zi? Am avut o campanie care punctual a atins undeva la 40.000 de unici până la prânz. Ce facem în cazul? Aplica server. Posting era de 5.99, shared cu alți 100 pe server. Ce facem atunci? Ce sunt lucruri banii? Că nu ne oprește nimeni în campanie. Vezi că oamenii de server, hai să nu-ți mai iau bani în pușculiță. Până te pui după picioare, oprim. Nu, se duce. Se duce, avem un 404 sau 501 afișat. Și asta nu e ok. Folosește soluții de cloud. De exemplu, Cloudflare este o soluție foarte bună. Pentru că îți permite ca userul să fie direcționat mai pic decât Cloudflare, unde îți servește o versiune cache. Și apoi dacă sunt elemente dinamice încărcate de pe site, dar îți scade load-ul. Bun. Am vorbit despre trafic și totuși obiective, trafic, până la urmă trebuie să știi ce măsori și cum măsori. Și documentându-mă pentru prezentare, am văzut unitate de măsură pe care nu știu câți dintre voi au folosit-o. Banana. Este o unitate de măsură mai iertătoare. Unii o folosesc să măsoare pești, înălțimi. Nu e bine să măsori pretele în grădină cu asta. Trebuie să vedeți să căutați acest mem cu banana measuring. Voi și măsoare mașina, televizorul. Televizorul are 3 banane jumate. În principiu, îți oferă o marjă așa de siguranță. Ideea de bază e că tu trebuie să măsori absolut tot. Sigur, sunt indicatori primari în campanie, sunt indicatori care se reflectă și în business, indicatori de tipul cost per action sau numărul de conversie. Dar dacă te uiți mai în profunzime, poți să vezi un indicator precum, nu știu, rata de click sau impression share, îți poate da peste cap alți indicatori și dacă nu te uite decât la două, trei elemente, nu ai fi sezizat lucrul ăsta. Apropo, în multe din interfețele de campanii se poate măsura direct ROI-ul sau cât venit generează investiția ta în reclamă. Ok. Trafic, măsurare, ce mai urmează? Testare. De ce ne spune tipul ăsta? E tool work. O testare required. De fapt, știm cu toții că oamenii sunt diferiți, acționează la beneficii diferite, acționează la elemente emoționale în mod diferit. E foarte bine să nu presupui. De fapt, asta e cea mai mare greșeală a oricărui marketer. Audiența mea este așa. Păi, aia este un personaj din vasta, din tot cumulul de personaje care se găsesc în audiența ta, dar chiar e posibil să nu îl reprezinți bine pe acel personaj. Avem clienți din domenii variate, de la, nu știu,
oameni care repară mașini de spălat, să spunem, până la servicii funerare. Poți să te pui în pielea clientului tot timpul, e mai greu. Testează abordări diferite, caută pe forumul să vezi care sunt frustrările oamenilor, care sunt întrebările lor la telefon, cu ce vin la client support. În general, A/B testing într-o campanie poate aduce un punct de 30-40%. Și nu numai în campanie se pot face testări în privința setărilor, audiențelor și așa mai departe, dar și pe zona de creație. Și din păcate văd foarte puține ad-uri în România, în Google Display Network, care să facă uz de asta. Să văd că sunt targetat de, nu știu, ING, că tot acum pe autor puternic, cu foarte multe creații. Și pot să testez o grămadă de chestii. Mai un exemplu. Varianta professional versus handwritten, unprofessional. Apropo, un professional ăsta, efectiv, îl doboară pe professional. Dacă folosiți într-un banner chestia asta, o să aveți CTR de 5-6% mai bun decât varianta din stânga. Câte banneri ați văzut scrise așa în România? Păi, consumatorul n-a văzut, o să fie curios. Ce-i acolo? Ia uite, uite, e scris. Oare ce-o fi? Fotografii, că este stock sau că e ilustrație. Am început să ne gândim ce mai bine ilustrații, mai ales dacă sunt elemente handwritten. Evident, testarea de bază, culoare versus altă culoare. Așa a început speed testing. Oare să schimbăm culoarea la butonul de call to action? Și ăsta e exemplu clasic de speed testing. Și mai departe, sigur, elemente care sunt mai defineți. Borduri, imagine. Ce face tipul aia acolo? Tipul, ia să mai atent. Am văzut și tipul când mă uitam mai atent. Este un studiu de caz foarte interesant online cu o domnișoară care se uită în ochii tăi versus acea domnișoară care se uită la textul din stânga. Și e analizat e un pattern acolo de unde se duce ochiul. Și surprinzător, deși se uită în ochii tăi, are niște ochi versus pe, nu sunt atât de multe clicuri, textul mie a fost așa de bine, altfel te uiți, ia, unde s-a uitat? A, stânga, ce scrie acolo? Deci de ce interesată de chestia aia? Ok, și nu în ultimul rând, versiunea statică versus animată. Da. Din păcate, n-am putut să animez infograficul ăsta ca să fie prezentare mai bună. Dacă o să căutați banner speed testing online, o să găsiți infograficul ăsta, mai conține încă vreo 10 exemple similare. Anyway, creația trebuie testată în cont, fie că vorbim despre Facebook Ads, Google Display Network, testați și rulați minim 3 creații simultan. Asta nu înseamnă că o să faceți 10 să rulezi, dacă nu mai înțelegeți nimic, să ați 2 ani să aveți rezultate. Dar să aveți 2-3 care funcționează, aplicat una, intră una nouă, hai să vedem cum percutează lumea. Ok, mergem mai departe. O chestie foarte interesantă pe care puțini antreprenori o bifează este că nu știu cât își vor permite să investesc în campanie, nu știu cât pot aloca pentru un client. Că asta e esențial într-o campanie PPC de performanță, pentru că e posibil să fii în pierdere la fiecare vânzare. Dacă tu câștigi la o vânzare unică 10 euro și generarea unui client te costă 20, iar acel client nu se mai întoarce, fiecare vânzare înseamnă 10 euro minus din business-ul tău. Sigur, sunt multe studii de caz care spun că trebuie să fii atent la un alt indicator important în business care se numește Client Lifetime Value. Cât valorează clientul ăla pentru mine? Cât îmi aduce în 6 luni sau într-un an? Cum îl fac să revină? Pentru că e posibil, așa cum face, de exemplu, GoDaddy, care vinde banalele domenii.com, cât poate să costă un domeniu? Păi, 7,99 la ofertă. Ok? Și bid-ul pe .com domain este 1,5 dolari.
Și atunci, cum își permite GoDaddy să, să vândă domenii, licitând atât agresiv în Google și câștigând atât de puțin la fiecare domeniu? E foarte simplu. Valoarea de, valoarea mică a unui client este destul de mare, pentru că procesul de checkout are vreo 4 pași, îți faci upsell la greu acolo, ți-ai cumpărat și domeniul securizat, vrei și hosting, vrei și mail, vrei și... Dar nu vrei pe 5 ani domeniu? Și tot așa. Ajungi să mai ai de 799, să dai vreo 80. După care primești mail, să faci un upgrade, domeniul tău e disponibil și pe .com și pe .pro.uk și pe .co, nu uita de oferta asta cu .eu și așa mai departe. Calculați cât vă permite să plătiți pentru un client. Este un calcul similar cu a calcula comisiunea pentru un agent de vânzări. Când îți angajezi un agent de vânzări, trebuie să și el vinde pentru tine, trebuie să-i dai un fee, dar nu îți poți permite să-i dai un fee mai mare decât vânzarea în sine, nu? E basic. Același lucru se întâmplă și aici. Dacă totuși am magazin online cu mai multe SKU-uri, cu mai multe brand, cu mai multe produse, făcând acest calcul, poți trage concluzia că nu toate merită promovate. Poate ai produse prea ieftine, produse la care câștigi puțin, produse de 80 de lei, la care te-ai câștigat 20 și te costă un client 150 de lei, nu merită să le vinzi. De exemplu, un fön. Ce rată de repetabilitate acolo? Cât de des se strică fönul ăla? Trebuie să-i faci cross-ul și, din păcate, în România nu sunt implementate magazinele online sisteme de cross-ul și upsell automate. La 1-2 cât am văzut, în rest, nu, ai cumpărat, mulțumim, la revedere. Și, de fapt, acea tendință a fost cu minus pentru magazin. Deci alege, pe baza acestor calcule, alege care segmente din produsele tale sunt profitabile pentru a fi promovate și pe care trebuie să te concentrezi. În general, noi sfătuim să ai în vedere produsele care sunt populare, care sunt căutate, care sunt de mass market și care îți duc și profit. Sunt pe șcum de euro. Poți să ai produse care sunt foarte profitabile și nu le poți vinde. Am văzut dimineața o reclamă foarte ok la un scaun de masaj. Era cel mai tare din lume. Am zis că ia prețul. Și am zis, băi, de ce mai trăie să aflu prețul? Și l-am aflat pe Amazon, 6.200 dolari. Ok, cine n-are un scaun de masaj acasă, dar și în rate, te duce aproape cât o mașină la mâna a doua, nu? Ok, hai să mergem mai departe. Studiază foarte atent ce fac competitorii tăi și nu face ca ei. Ia să vedem, cum e asta. Și avem un exemplu la bijuterii, un diferențiator foarte interesant. Un singur magazin din toate cele listate este furnizor al casei regale. Cum sună asta la asocierea brandului? Și probabil că e un singur loc, un singur slot. Casa regală nu lucrează cu 200 de magazine de bijuterii, nu? Ieși în evidență, dacă vezi că se respectă aceeași rețetă la toate edurile astea, la, din stânga și poate și la câteva din dreapta, fă ceva atât de diferit, încât să, cum să spun, să fie ignorate celelalte eduri și să ajungă privirea la tine. Asta o să aibă impact asupra CTR-ului, costului pe click și așa mai departe. Nu le-am luat banii, n-am dat click. E un must-have să ai și landing page să continui mesajul. De fapt, acum lucrăm cu un client cu care testăm mesaje aici, dar și în PNR, mesaje diferite și, în mod dinamic, schimbăm conținutul landing page în funcție de anunțul pe care a dat click. Pentru că poate a dat click dintr-un anunț, dintr-un banner, care are un anumit vizual și vreau să continui cu acel vizual, să continui povestea și în landing page. Nu e ușor, e multă muncă, da? Ok. Construiește mesaje diferite pentru audiențe diferite. O parte din lucrurile astea poate l-am acoperit până acum, dar gândiți-vă în felul următor. Băieți, până așa să vă mai bine.
Suntem în acea lună din an, care începe 14 februarie, continuă cu 1 martie, 8 martie, da? Imaginați-vă că mergeți la colț să luați un buchet de flori. Doamna aceea, ce, într-un vocabular specific, na, să te servească, tu refuzi și e plecat. Ce se întâmplă a doua zi? Păi, în modul zoar, pentru că e o vânzătoare foarte bună. E de zeci de ani meseria asta în familie acolo. În modul zoar, cum te-a văzut a doua zi, ți-a spus, nu vii să-ți arăt la filii la care te-ai uitat, iar când mi-au venit astăzi, sunt proaspăți, fii atent. Îți vorbește cu tine, interacționează cu tine. Nu cumperi. Ce se întâmplă peste o săptămână? Vorbește cu tine, nu ți-au plăcut la firii albi, nu ți-au plăcut la firii roșii, am lalele frumoase, hai să fac un preț bun. Deci din nou interacționează cu tine, a schimbat mesajul, ea te știe, știe că ai trecut pe acolo acum o săptămână. Nu cumperi. Peste o lună de zile, cum o să te abordezi? Deja mai soft, nu am mers mesajele până acum, îți faci un semn discret, te aștept pe la mine, sunt aici. De ce n-am face asta și nu online? De ce n-am comunicat așa și cu clienții respectivi, cu audiența care nu cumpără inițial? Noi am introdus segmentarea asta, o numim retargeting secvențial, o aplicăm la unele magazine online și practic comunicăm diferit cu oamenii care nu au cumpărat pentru că n-au preputat la mesajul inițial, n-a fost momentul potrivit pentru ei. Și facem split testing cu ce mesaj e potrivit pentru tine ca să iei decizie de cumpărare. Asta se traduce într-o rată de click mai bună, ceea ce înseamnă costul pe click mai mic, o rată de conversie mai mare, așa și mai departe. În concluzie, aveți grijă cum o refuzați pe doamna de la cost cu floile. Hai să mergem mai repejor. Punctul 8. Orice canal de promovare are potențial să ducă clienți. Cum știi chestia asta? Păi am să nu presupune, deci trebuie să testăm. Și noi testăm o retargetare în 5-6 rețele, până și în rețele cu trafic pentru adus, dacă e cazul. Important este să ai curaj să pui brandul acolo, sigur. Brandurile de un anumit nivel nu o să ajungă acolo, dar un brand de antreprenor, de mai low level, de ce nu? Testează canale noi. Next. Extinde campaniile. Păi dacă vindem niște produse și le expediem la Suceava, fără probleme, n-am putea să le expediem și la Ruse, n-am putea să le expediem și în Budapesta. Păi, ce să întâi? Doar curierate, logistică. Nu e același produs, în aceeași cutie de carton. Consideră extinderea în alte piețe apropiate. Ungaria, Bulgaria, Polonia și așa mai departe. Noi avem clienți pentru care facem campanii în aceste țări. Unele mai reușite, altele sunt efectiv în bătăie așa pe viață și pe moarte. În Polonia, de exemplu, e o piață extrem de agresivă, cu un consumator foarte matur, nu ia decizie imediat, compară. E foarte complicat acolo. În schimb, în Ungaria și Bulgaria, sunt mai aproape de comportamentul din România. Instrumentele astea de care vorbim acum, Google Ads, Facebook, îți permit să te duci în țările respective foarte ușor. Social proof. Hai să o folosim. Unii își scriu singur testimonialele și par de la o poștă perfectă și fake. Alții le cer de la clienți și puțini dau o notă de autenticitate testimonialului printr-o abordare foarte simplă. Îl filmează. Am scos telefonul, spune ce părere despre asta. Am filmat, mi-a tremurat mâna și tu ai sughițat. Dar asta e, ce suntem noi? Asta e autenticitate. Nu am procesat în studio, n-am lucrat cu 3D-uri, asta e omul. Ok. Un quiz rapid. Câți utilizatori de YouTube sunt în România? Vreau să vă spun că YouTube este al doilea search engine din lume. În punct de vedere al căutărilor. 6 milioane? De ce mai mult?
6,5 la răspuns. Cum putem să intrăm pe YouTube? Păi, cu o grămadă de chestii, in-stream, in-search, in-display, mai multe formate, care pot arăta așa, pot arăta cum e cel din dreapta, și practic targetarea pe YouTube privește două aspecte. Unde sunt ei, adică se uită la un video cu rețeta de gătit, deci poți să-i dau o mașină de făcut pâine, ok, parcă e pe acolo, e relevant, și unde au fost, ce istoric au, cum arată cookie-urile din Google, și atunci poți să faci un remarketing, poți să faci interest category marketing. Și nu uitați că acel butonaș de skip ad funcționează în România și vreau să vă arăt două videouri, nu unul, care este folosit. Este folosit internațional. Sunt exemple internaționale. Hai să punem unul. Avem sunet? Mă ajută un tehnic? Dacă s-a dat skip-ed și pentru primele 5 secunde. Și domnișoara a stat, spune, repede, ce oferte la Superdrug.com e ulei de plajă și acum dă pe skip ca să ținem prețurile mici, să nu plătim reclamă. Ok. Și, ca de final așa, un bonus, dacă tot am trimis trafic din Google, din YouTube, am ales obiective, am măsurat, am pregătit serverul, păi hai să facem split testing pe landing page. Nu vă limitați la split testing în campanie. Și sunt mai multe etape prin care trece acest split test în landing page. Și vi l-am expus aici, sper să fie memorabile. Observăm ce se întâmplă, ne punem niște întrebări. Celebra întrebare, de ce nu convertește? De ce trimit trafic și n-am vânzări? Am o ipoteză. Păi nu vede butonul. Nu e suficientă încredere, n-am testimoniale. N-am mai cumpărat nimeni produsul ăsta. N-am un set de review-uri. Facem o predicție. Păi dacă aș pune testimoniale și aș pune și video, cred că ar merge mai bine. Și ne apucăm de experiment. Dăm drumul varianta A original, varianta B cu testimoniale video, cu steluțe și ce mai e nevoie. Și avem rezultate. Hopefully de genul ăsta. Două cuvinte și despre noi. Suntem singura agenție din România o campanie în regiune. Și singura agenție certificată Convert.com care este un tool de split testing. Gestionăm câteva milioane bugete. Am lucrat cu clienți din mai multe industrii. Și vă mulțumesc pentru atenție. Marius? Avem sticlă de vin. Okay. Salut! Eu o întrebare scurtă am, pentru că eu nu sunt deloc convins cu YouTube-ul. Sunt primele 5 secunde care se plătesc. După primele 5 secunde sau după primele 30? Eu știu că după primele 30. Cine a avut campanie de YouTube? În sală? Și... Google se știe că după primele 30. Și chiar sunt curios cum e. Se plătește view complet.
Acolo zice că după 30 de secunde sau dacă se termină video înainte de 30 de secunde, da, dacă tu ai video mai scurt, se la full view, la parcurgerea completă. Mai mult, dar știu că după primele 5 secunde îți apare skip ad și apoi după aia, nu știu. La skip ad nu plătești. Uite, dacă vrei, putem să-i oprești pe campanie pe care noi l-avem și să ai, uite, în pauză. Așa. Altceva? Ok. Poate trebuie. Microfon sau? Salutare, poți să ne dai și niște sfaturi legate de campanie de click to call? Merg în România? Ca pentru cei care accesează site-uri și reclame de dispozitive mobile? Trebuie să spun un adevăr dur. Mobile-ul în România este privit de clienți, de cei care trebuie să înceapă acum câțiva ani, dar pe acum se uită la el. Adică sunt puține site-uri optimizate pentru mobile, dar abia își face lumea planuri. În vreme ce site-urile de afară care vând flori au în spate ani de iterații de site de mobil. Să fie cum îl facem și mai simplu, și mai simplu. E, în România nu avem cum să ne desfășurăm pe mobile. Avem un traffic de mobile de care ne ferim în unele cazuri, că îl aduc pe site și nu convertește, mă costă din buget. Deci, practic, studiul de caz pe mobile o să vezi în cineva foarte puțin în România, că nu avem pe ce să lucrăm. Sunt extrem de puțini clienți la care să se preteze. Mai era o întrebare? Ce ne poți spune despre termenii și condițiile de YouTube în legătură cu ad-ul public pe skip? Deocamdată n-am nimic împotrivă. Deocamdată. Adică e... filmulețele de genul ăsta sunt și în key stadiurile lor, care sunt prezentate la conferințe de Google. Ia uite cum s-au jucat oamenii ăștia. Să vedem cât o să mai fie disponibil opțiunea asta. Ok. Mulțumesc frumos. Mulțumim frumos și noi. O pauză până la 7.10. Thank you.
Thank you.
zicem exact de bun. Thank you.
contribuie. Un invitat în această seară este foarte pasionat de tehnologie și tot ce înseamnă marketing online. SEO, social media, LinkedIn, analiza competenței și web analytics. Despre SEO spune că înseamnă răbdare, organizare, perseverență și foarte multă muncă. Dorința lui este să schimbe modul în care se promovează afacerile online și petrece foarte mult timp dezvoltând și implementând strategii de SEO. Îl ascultăm ultima dată în această seară pe Daniel Dene de la CMO la Făjar Media. Deși tema este cu 20 de sfaturi, eu am ales să adaptez puțin. O să vă arăt astăzi 10 întrebări pe care să le puneți ca și SEO-ist în client, atunci când veți începe o colaborare, și 10 întrebări pe care să le punem un SEO-ist ca și client. Ok, una dintre cele mai importante întrebări pe care să întrebăm SEO sau pe audiție este să știți de la început ce tehnologii sau ce platforme și ce tool-uri folosește. Pentru că suntem deja în 2015, foarte, foarte multe informații de analizat, foarte multă competiție, foarte multe date și trebuie să folosești tool-uri. Nu poți tu singur ca și SEO-ist, ca și human, să faci analiză pe foarte, foarte multe date. De exemplu, nu știu, poți să lucrezi în anumite nișe care competitorii dau 100.000 de lucruri. Ce faci atunci? Ei singur, analizezi pe toate? Sau poți să ai un caz în care ai fost penalizat. Ai lucrat cu XYZ, ai avut 1.000.000 de link-uri și trebuie să le scoți. Pe care le scoți? Analizezi singur 1.000.000 de link-uri? Nu poți. Ai nevoie de tool-uri pentru lucrul ăsta și de tehnologie. O altă întrebare foarte importantă, suntem în era Penguin, 2012, de unde obții link-uri? Trebuie să știi de la început tu ca și client, de unde respectivul care va lucra pentru tine, pentru business-ul tău, obține link-uri. O spune și Mercats, the objective is not to make your links appear natural, the objective is that your links are natural. Știi că bine că e greu să faci și lucrul ăsta, asta spune distințul inginer. Este noastră de viață. Deci unde obții link-uri? Foarte, foarte important. Să știi exact care sunt locurile. Folosește PR, folosește tehnici vechite, directoare web sau, nu știu, blogging. Trebuie să știi foarte, foarte bine. Ok, o altă întrebare. Care sunt primele efecte de când încep să lucrez cu tine și la ce se mă aștept? Și în cât timp se văd? E o întrebare destul de grea asta, pe care o primim și noi foarte des, dar cunoscând piața, cunoscând nișa și făcând analize foarte, foarte in-depth asupra competiției tale, poți să-ți dai seama, să estimezi că, nu știu, 2-3 luni, dacă faci niște lucruri sau obții niște strategii, poți să știi că ai niște creșteri. De exemplu, cum am avut un client în nișa de bijuterie, avea niște probleme foarte, foarte mari la conținutul de pe site. Toate produsele lui erau încărcate prin JavaScript și Google nu ajungea la el. Imediat după ce am rezolvat această problemă, s-au văzut creștere de trafic masive. Sunt și astfel de cazuri în care poți să dai niște predicții destul de ușor. Ok, sunt foarte mulți care se opresc doar la chestii basic legate de SEO. Și asta e o întrebare iar destul de importantă pe care poți să pui unui SEO-ist. Cât de departe vezi tu partea asta de SEO, pentru că, de exemplu, dacă ai un site micuț, partea de un page sau un site poți să faci relativ repede, 2 săptămâni maxim, indiferent de mărimea site-ului. Ce faci apoi, te oprești? Sau vii cu alte idei? Vii cu idei noi de conținut, idei noi de secțiuni nouă adăugate pe site? Sunt alte informații pe care poți folosi în viață? Dai drumul la un blog, îmi scrii conținut? Sau te oprești pur și simplu la câteva link-uri, tu se piști pe acelea și poate chestiile basic de SEO, title, description și celelalte la care. Ok, știm cu toții că Google face foarte des update-uri, algoritmi. Cum poți tu, ca și om de SEO, să fii la curent tot timpul și să ții pas cu modul de codare? Dacă Google se schimbă tot timpul după cum bate vântul, ce faci? Întrebare destul de grea. Din punctul meu de vedere, SEO nu s-a schimbat foarte mult.
singurul lucru care se schimbă este algoritmul Google. Ideea este ca tu să nu te bazezi pe ce funcționează acum, să te gândești la business-ul clientului tău ca și cum ar fi business-ul tău și să te întrebi ce aș face eu acum ca să funcționeze și peste 10 ani. Ok, dacă vreau să pun un link astăzi, va fi bun link-ul ăla peste 10 ani? Adică pun link-ul ăla doar ca să pun sau îl pun ca să-mi aducă trafic, să-mi aducă, îl pun undeva unde chiar știu că respectivul link îmi va aduce click-uri și îmi va aduce niște trafic de pe altă. Asta puteți face, să vă gândiți pe termen lung, întotdeauna. Și iar am o întrebare, cum identifici la uzele unei penalizări? Cred că câți dintre vă face sau? Scuze puțin. Cea mai simplă tehnică este să corelezi scăderile de trafic în Google Analytics, din Analytics, cu datele care au fost update-urile de la Google. Asta este cel mai simplu pas prin care poți să dai seama dacă ai fost penalizat de un algoritm de la Google. De exemplu, dacă mâine va fi penguin și poate să vede de trafic organic, strict organic, plus în ziua respectivă, poți să dai seama că ai fost penalizat de penguin. Și apoi știi exact ce ai de făcut. Să scoți schimburi. Ok, partea de SEO include foarte multă optimizare și tehnică. Adică nu ține doar de conținut și de pus niște micuri. Sunt anumite site-uri care pot fi foarte mari și pot avea probleme tehnice destul de grave. Cum a fost în clientul nostru cu conținutul SEO prin JavaScript. Dacă tu nu știi cum poți să rezolvi problema respectivă, poți să ai niște rezultate, dar nu cele pe care le poți avea. Sau rezultatele pe care le așa de clientul tău. Partea tehnică include foarte multe, de la optimizări HTTP, structuri, optimizări de server și așa mai departe. Dar o să intrăm prea multe detalii. Ok. Îmi vei oferi transparență în tot ce faci? Adică eu voi ști exact tot ce se întâmplă cu business-ul meu, că eu îmi las business-ul meu în mâinile tale. Tu trebuie să spui absolut tot ce faci. Îmi vei face lucrul ăsta? Da sau nu? Este important să-mi trimiți raport și să văd exact unde mi-ai pus link-urile, pe unde apare trendul meu, ce tip de conținut ai pus, ce tonalitate are, cine îmi citește. Modificările de site le faci tu, le fac eu, știu ce îmi faci, știu ce nu faci, cum ajută asta, cum ajută cealaltă. Dacă fac asta, îmi dăunează, dacă nu fac asta, mă ajută sau nu. Transparența e foarte importantă. Ok, o altă întrebare. Ce se întâmplă atunci când termin contractul cu tine? De exemplu, noi oferim servicii de content marketing și toate drepturile pe care... toate drepturile sunt ale clientului nostru. Noi cedăm absolut tot. Drepturile rămân la tine, toată măcar noastră rămâne la tine. Inclusiv toată partea de optimizare și inclusiv un anumiți care vor fi mai avansați pentru SEO. Cei care lucrați cu clienții știți foarte bine că este important să discuți cu ei periodic și puteți să stabilizați începutul contractului, nu știu, o zi, o oră în care vă puteți auzi la un telefon. În general, apar destul de multe chestii mici de moment care necesită atenție și foarte posibil să fiți bombardați de telefon și de mail la un moment dat. Cred că mai bine ar fi să stabiliți încă de la început, cum se va stabili comunicarea între voi. Și rapoarte. Am auzit cazuri în care clienții nu aveau rapoarte și nu știau ce s-a întâmplat la site-ul lor. Rapoartele ar trebui să fie trimise măcar nu ar cel puțin un singur raport. Și bineînțeles, folosiți și partea de transparență pe business. Arătați exact ce ați făcut pentru clientul respectiv. Chiar de ce ai jucat pe tine? De ce ești mai bun ca celălalt? Ce te diferențiază? Care sunt calitățile tale? Și o întrebare amuzantă pe care am primit și noi la mult timpului. În fiecare timp ajută rău bun. De câte linguri am nevoie ca să-l bat pe X, pe Y? Îmi garantez că o să iau unul, eu acolo vreau. Mă interesează un singur cuvânt, nu mai vreau niciodată.
vă propun. La ce să mă aștept? Dacă lucrez cu tine, ok, îți dau banii ăștia, pe ce mai faci? Mă aduci pe locul 1? Cum fac să crezi special? Ce trebuie să fac? Și ăsta e prețul final, mai negociem, mai negociem. Acum mai știți altele? Întrebarea doar de ce am. Pentru că este oarecum destul de greu să dai niște predicții de drag, dar nu e foarte mult de nici. O să aveți un predicție mai ușor? Iar depinde foarte mult de competiție, în funcție de competiție principal la stabilește. Vă pune clientul prima întrebare. Nici. Pune-mi tu întrebarea asta, bun. Cum fac să ajung în prima pagină, în primul 10 minute? Lucrez cu mine și te ajut. Nu pot să-ți garantez o pun. În momentul în care un client îți spune întrebarea asta, ai răspuns. Cum ai putea să-l întrebi în așa fel încât să nu faci penibil pe el? Are niște așteptări mai mici. Să ai 6. Ai răspuns. Nu se poate. Nu? Nu se poate. Se poate, orice se poate. Nu, mă refer la căutat pe perică, nu la... Da. Nu mai. Aici poți ajunge la un moment dat cu optimizarea, să presupune că faci toate, toate lucrurile pe zi, perfect, 100%, da? Ajungi într-un punct. În punctul ăla să ai totul lumea mai greșit, indiferent de ce faci. Atunci trebuie să vii cu așa ceva. Dacă nu vii cu așa ceva, te vei plafona acolo, chiar dacă pui mai multe linguri. Atâta timp cât sunt câteva mii de site-uri într-un anumit domeniu, care răspund la anumit cheuri de căutare, sunt doar 10 poziții. Da, e competiție gravă. Miile de site-uri. Este competiție foarte mare, că e multul lume competitiv. Nu e imposibil. Nu, nimic nu e imposibil. Dacă pleci cu ideea că va fi imposibil să ajung acolo în top, atunci nu o să mai începi business-ul tău. Te faci cu altă. Așa cum tu ai vrea acum să fii numărul dintre primii 10 în România la Scandalberg. Dacă mi-aș dori să fac lucrul ăsta așa cum și te ajută, nu, poate că ajunge între primii 10. Dar tu vrea să-i bat pe primii 10 în sensul să-i învânci? Da, faci antrenament. Da, faci antrenament, cam zile și anunci. Iar Scandalberg este un singur site. Iar Scandalberg este un detaliu fizic, aici discutăm despre online. Nu, mă refer la orice competiție, ca să-i faci pe primii 10. În online inventezi. La nivel național. În online inventezi. Da, ideea nu este mereu să-i bați pe locul 1. De exemplu, la cliente, nișa de IPS, nu se bate niciodată pe Mac și pe Comac și cu ceilalți titani. Ideea este să ajungi acolo să faci un sub cumva. Depinde foarte mult de nișă. Nu contează poziția și contează vânzările. Deci poți să fii pe locul 10, dar să nu fii de căutare mecanică. Sunt niște lucruri foarte corelate. Deci, dacă primii 10 și ceilalți proprietari creșesc. Deci, dacă și ceilalți proprietari asta. Hai să continuăm cu prezentarea. Da, rămânem cu întrebările la mine. Și să rugăm întrebările la sfârșit. Da? Că ții? Se pune la bine, nu? Ok, și 10 întrebări cu clienților. Problema pe care am identificat-o noi la majoritatea clienților noștri este că nu au un plan pentru conținut și nu au o sursă de generare a conținutului. Și este foarte important să întrebați, ok, voi aveți site-ul ăsta, cum vă generați voi conținut? Aveți oameni care vă scriu, clienții voștri vă oferă ceva, un review, o poză, un video, cum vorbea și Marius mai devreme. Și cine generează acest conținut, dacă, este, dacă există generare de conținut? Și e foarte important, dacă ai conținut și nu știi ce să faci cu el, îl ai oarecum degeaba. Degeaba îl pui tu pe blog, dacă nu știi promovezi cumva, un mediu social, de exemplu. Trebuie să ai și un plan pentru conținutul respectiv, că așa poți să generezi sute mii de articole, te pui pe site-ul tău și n-ajunge nimic. Ce faci, l-ai plătit degeaba? E ca și cum ar fi. Poate că stai și puțin la SEO. Dacă e scris, ok, și pentru un target anume și pentru niște proiecte.
Trăim într-un mediu foarte dinamic și oamenii nemulțumiți abia așteaptă să intre pe un forum să spună mamă, da, da, ăla nu mi-a plăcut, uite ce mi-a făcut, fiind un client poate din mine. E important ca tu să știi, să vezi și să monitorizezi tot timpul pe unde apare brandul tău. Și asta nu poți să faci manual, că n-ai cum, îți trebuie un tool ca să monitorezi brandul tău. Imaginea brandului tău în piață, în online, este imaginea ta pe care trebuie să ții cu dinții. Dacă apare un lucru negativ, de exemplu, dacă pe cotarea brandului tău apare pe locul 2, nu cumpărați de la ăștia de sus, pentru că eu mi-am luat acolo, cine o să mai dea click acolo? Și apropo de asta, am văzut la un moment dat o meta-descriere, cred că servicii SEO, parcă. Erau niște săgețele în sus pe locul 2 și ziceam, nu cumpărați de la prime, veniți la noi. Parcă îți vine să nu dai click pe primul, să duci la al doilea. Ok, foarte important. Există istoric la voi, la Tine Business Talk? Ai mai făcut SEO înainte? Sau ai mai folosit alte canale de promovare? Cu cine ai mai făcut? Ce ați făcut? Ce s-a întâmplat, ce nu s-a întâmplat, de ce mai lucrați, de ce nu mai lucrați perspectivii, cum a decurs colaborarea și mai departe. E important să știi, mai ales atunci când ei lucrezi cu un client, să știi exact care este istoricul lor. Pentru că poți să lovești de niște lucruri destul de urâte, cum ar fi, nu știu, tu să lucrezi cu cineva și în perioada colaborării cu tine să fie penalizat să ai. Mamă, am lucrat cu tine, ce mi-ai făcut? Tu ești de vină, cu tine lucrezi acum. Și tu, dacă nu verifici istoricul, te spui, uite, ai problema asta, asta și asta, trebuie să o rezolvăm înainte să lucrăm, poți să ai tu de suferit. A pățit cineva lucrul ăsta? Mă bucur. Bun, simt, o persoană. Data viitoare nu se mai întâmplă, nu? Ok, care sunt canalele care au avut cei mai buni ROI? De exemplu, tu dacă ai nu știu, un business micuț. Poate pentru tine newsletter-ul nu este cea mai bună opțiune. Dacă ai un business de servicii, de exemplu, o companie de motori, nu o să te interesezi să iei mail-uri. Omul o să mută odată, dacă ai plăcut cu tine, să mă mai ajută așa doar, cum te învăță pe care zi. În schimb, dacă ești într-o relație, că tot suntem acum în 14 martie, și vrei să cumperi flori și ai cumpărat odată, probabil că e important să obții mail-ul respectivului și să mai vin și a doua oară. Sau servicii funerare. Vrei să-ți faci mail-urile. Știm că este lansat pentru tine asta, dar să oferim o reducere. În schimb, poate merge SEO și pe click-ul. Poate mie. Sau n-ai cum să te duci în social media să pui poze pe Pinterest. Realizările tale. Ok, care este audiența targetată? Nu poți să targetezi pe toți niciodată, n-ai cum. Tu poate ai un anumit tip de produs, de exemplu în imobiliare, dacă dezvolți un proiect foarte nou și ai apartamente de 100.000 de euro, nu o să te adresezi celor care vor în unitar residență sau un sub în BC, unde își cumpără un apartament, nu știu, 34.000 de euro. Ai un public țintă anume, trebuie să știi foarte bine care e. Pentru că dacă nu știi, nu știi cum să te adresezi. Este obligator. Cred că a vorbit și mai ales despre lucrul ăsta la început. Dacă tu nu știi cu cine vorbești, poți să vorbești în văd. Și iar, activați local sau național. S-a întâmplat să am de curând o întâlnire cu un magazin pentru de jucării și respectivul vrea să vândă doar în București, un anumit tip de produs, pentru un anumit segment doar. Asta își dorea. Sau, de exemplu, serviciile de catering. Dacă tu vrei să vinzi în toată în tot București, poate nu faci față, că ai decât doi bucătari și respectivii bucătari nu pot face mâncare pentru, nu știu, 100.000 de oameni. Tu vrei doar sectorul 1 sau doar sectorul 2. Și tu, dacă te-ai pus și optimizați pe servicii de catering în România, serviciile care de în broad general, este foarte posibil să aduci atât de mulți clienți încât să nu facă față omul și să
Chidă și întreabă, mă, păi, nu mai fac, nu mai vreau. Nu vreau să mai încărgeți oameni, eu vreau să fac micuț așa cum place. Ok, întrebarea asta se aplică și la agenții și la tine. De ce clienții ar cumpăra de la tine? Ce are magazinul tău special? Ce are business-ul tău special? Trebuie să știi lucrul ăsta. Care este USP-ul tău, unicul serii propoziții? De ce oamenii cumpără de la tine? Pentru că poți să folosești de lucrurile astea în toate campaniile pe care le faci. Ce ai cu special, nu știu, livrezi azi, livrezi mâine, livrezi mai repede. Ai produse bune, ai produse foarte ieftine, foarte scumpe. Trebuie să știi exact lucrul ăsta. Care sunt resursele din compania ta de care eu ca agenție sau eu ca service mă pot folosi? Ai departament de PR? Ai content writer? Ai oameni de vânzări cu care trebuie să vorbesc? Să-mi dai informații despre clienți? Poți da un programator cu care poți să lucrezi? Poți face o adresă mail cu care să folosesc numele tău? Cât mai multe resurse, cu atât mai bine. Pentru că s-ar putea la un moment dat să ai nevoie de ceva anume și să invieți alte costuri pentru clientul tău. Dar tu să nu știi că el are deja resursa respectivă pe care o poți folosi în cadrul companiei lui. Ce vrei tu ca și client să obții pe termen lung? Vrei să rămâi doar în sectorul 1 cu serviciul tău de catering sau vrei să ajungi tot București? De exemplu, dacă ai avea un client care are un restaurant, o să ne întrebi. Cum te vezi tu peste 10 ani? Eu o să vreau să am un restaurant în tot București. Ok, hai să vedem. Sau eu nu vreau de restaurant, sau atât. Poți să declinezi pe lună și nu ajungi și mai trei. Atunci mai gândi la scara mare. Gândi la scara mică. Sau vrei să te extinzi, să livrezi în toată România? Sau nu știu, afară? Da, nu. Și care sunt așteptările? Da, cu ca și pe ce vrei tu de la mine? Ce crezi că ai putea să-ți ofer? Sau la ce te aștepți tu să primești de la mine? Pentru că s-ar putea la un moment dat să auziți niște lucruri atât de imposibile, încât să nu poți să vrei să lucrezi cu respectivul client. De exemplu, dacă are, nu știu, iar un business mic, tot o companie de multă dau exemplul ăsta, eu vreau 1.000.000 de unici pe lună. Domnule, toate căutările din șapa sunt 3 milionate. Am mai văzut seama. Trebuie să-i fac să înțeleagă. Dacă înțelege bine, lucrez cu dacă nu, așa mai departe. Pentru că nu poți să mergi cu viteza cât de crește dacă tu găsești într-o parte unde se crește. Și iar, te va întrebări la mulțante, ai bani, vrei să investești, o plătești la timp, și mai departe. Și ai Google Analytics, din statisticile noastre, am observat că 60% din site-urile din România, pe un studiu făcut pe 400.000 de domenii, nu au Google Analytics. Domenii active, da. Domenii.ro, active. Ce știi m-ați făcut acest lucru? Cu un tool dezvoltat de noi, am parcurs totul pe românesc și am strâns peste 400.000 de domenii.ro, care sunt active live. Studiul este publicat pe site-ul nostru și invers. Trebuie să vorbim și să vorbim. Mai faceți? Anual, da. Să mai scoate. Dacă n-ai Google Analytics, n-ai cum să-ți sponsori. Nimic. O să dați și informații legate de Tag Manager, dacă este în site respectiv sau dacă e pixel de retargeting. Dacă ne faci o cerere specială pentru acest lucru, îl facem. Da. Faceți și lista de denumiri? Nu. Dacă fiecare posting care are CPM-uri inclus, are automat și softul de statistici, care au un stat. Deci nu e chiar vital cu care am venit. Dar tine, oricum, ai inclus în planul de administrare al postului. Da, și cât știu să-l folosească? Cât știu să-l tenlogă? Cât știu atunci. Informația de... Numele meu este Marian Manahin, sunt CEO Geo Media.
Este adevărat că CPanel și nu doar CPanel, și Plesk și multe alte softuri au softuri de analiză și de statistici pe care vă recomand în mod călduros să nu le folosiți niciodată. Motivul este următor. Acele softuri de statistici analizează hiturile care ajung pe serverul vostru, printre care inclusiv încărcările din Google Robots, da? Deci toate încărcările din Google Robots, toți buții care vă scanează site-ul, în acel soft de statistici vei găsi inclusiv crawler-ul de la Geal Media care îți analizează site-ul și nu cred că îți folosești la absolut nimic această informație. Nu sunt diferențiate, dragii mei. Diferențierea se face... Da, roboții sunt cu altă culoare doar în cazul în care ei sunt detectați. Acesta este... aș avea... Aici pot să contrazic foarte ușor, iar metoda de contrazicere este foarte simplă. Există site-uri care listează toți roboții în funcțiune din piață. Numărul lor este cu siguranță mult mai mare decât ceea ce ai în statisticile de la Avestați. Dar cele care nu sunt ei sunt mult mai mulți. Pot să-ți dau un exemplu, un număr mare de roboți existenți în piața din China, care scanează piața românească și pe care noi am întâlnit de nenumărate ori. Numărul roboților nedetectați este cu mult mai mare, pot să spun din start și pot să dau și statistici pe tema asta, este cu mult mai mare decât numărul roboților detectați de către Avestați. Motivul pentru care se întâmplă asta este foarte simplu. În interiorul Avestați, definiția roboților este o definiție statică, da? Pe când numărul roboților din piață, da? E nelimitat, e la libera lege. Și Google Analytics deține acces la o bază de date cu toți roboții din lume? Sau cum diferențiază deosebit? Diferențierea este de natură tehnică, da? Și anume, Google Analytics elimină... Lasă un pic să-ți răspund, ca să putem comunica. Google Analytics elimină, practic, mare parte din roboții existenți din piață, cred că 99,99% din ei, prin simplul fapt că roboții respectivi nu execută codul de JavaScript existent în pagină. Asta este metoda, este un element 100% tehnic prin care sunt eliminați acești roboți. Evident că noi avem un caz în momentul de față în piața din România și pe care îl veți observa și voi de roboți care afectează Google Analytics și veți vedea că există, dacă nu știu, o companie rusească care se folosește de acest lucru. Există mai multe protecții în cadrul Google Analytics. Ce pot să vă spun este că din punct de vedere al unui business online vă recomand să folosiți Google Analytics. Ascultându-l pe colegul și întrebările pe care le pune acesta, eu cred că m-am detectat în ce direcție vreau să meargă, de ce să folosesc Google Analytics, de ce să transmit informațiile mele și să-i le pun la dispoziție lui Google, da? În situația în care, practic, eu nu-i fac de se cresc business-ului. Este o întrebare sau o temere, să spun, îndreptățită într-o oarecare măsură. Din nefericire, răspunsul la această temere este simplu. Pentru că este singurul tool atât de avansat din piață. Toate celelalte tool-uri sunt contra cost, pe când acest tool este gratuit. Eu nu știu ce vreau să zic. Asta una la mână. Când va mai apărea un alt tool gratuit, probabil că voi apărea din nou aici și vă voi spune folosiți-l pe acela, tocmai pentru a genera concurență. Nu e înțeles? Da. În altă ordine de idei, ăsta este motivul pentru care vorbim despre Google Analytics. Nu pot să spun că îmi place sau îmi displace acest element. Vă recomand să folosiți Google Analytics și să instalați Google Analytics pe site-urile voastre dintr-un singur motiv. Informațiile pe care le aveți la dispoziție ulterior instalării codului Google Analytics sunt foarte importante. Dăm voie să fim o completare în ajutor. Te ascult. Al doilea foarte important.
Lista avantajelor folosirii Google Analytics este foarte lungă. Remarketing, conectarea cu Google AdWords, conectarea cu Webmaster Tools, conectarea cu... Deci nu, cred că lista este incredibil de mare. Numai simplu fapt că, deci pentru mine ca și profesionist, simplu fapt că am acces la niște statistici ale unui site într-o formă complet automatizată folosind un API la dispoziție, da? Pentru mine este arhisuficient. Adică eu pot să spun, ok, îmi vine un client cu un site, iar eu îi spun, dar eu nu o să stau să mă uit în acele dashboard-uri frumoase, colorate din Google Analytics, eu vreau să iau decizii în privința site-ului imediate, iar aceste decizii vreau să se bazeze pe traficul pe care l-am pe site respectiv. Cum fac asta? Prin Google Analytics și prin API-ul Google Analytics. Deci, și sunt multe alte motive pentru care vă recomand să folosiți Google Analytics din plin, din fericire sau nefericire, nu-i vreau să vă spun în zilele astea. Întrebare. Da, eu aș prefera să nu vorbesc despre not provider pentru că ar însemna să vorbim despre teoria conspirației. Din nefericire, not provider ăsta e, există acolo. Ce culori? Cum? Din punct de vedere tehnic, asta este imposibil. Ceea ce promite Omnicer, o să verific și eu, ceea ce promite Omnicer probabil că scoate un număr relativ egal, dar în niciun caz nu are cum, din punct de vedere tehnic, să scoată toate keyword-urile, iar motivul este unul extrem de simplu. Motivul pentru care nu mai aveți keyword-urile în Google Analytics se datorează faptului că toate clicurile din Google Search trec printr-un gateway care practic rescrie referrer-ul astfel încât să nu puteți vedea keywords. Faptul prin care nu mai aveți statistici, nu mai aveți, se datorează faptului că toate căutările sunt făcute de utilizatori care sunt vedeați prin contul Google. Acel HTTP, HTTPS. Ce pot să-ți spun este că referrerul... Dacă suntem înlogați pe un canal de YouTube, avem pe Google, da? Statistici HTTPS. Da, HTTPS. E foarte important. Spune. Așa. Aveți stat de exemplu. Infurnizați informațiile astea. Dacă cineva a căutat lingerie într-un pe Google, bine, utilizează un utilizator care a căutat un cuvânt cheie. Analiticul nu mai face lucrul ăsta. Deci, afirmația este parțial adevărată. Deci, hai să luăm în ordine. Eu mă duc din Google Account, da? Mă duc și caut ceva. Dă un exemplu de keyword. Caut lingerie intimă, da? Voi vedea rezultatele pe lingerie intimă. Voi avea HTTPS sus, da? Voi avea HTTPS sus. Corect. Fac click pe unul din rezultate. Bun. În momentul în care am făcut click, deci nici nu discutăm de asta, da? Asta se întâmplă în zona prietenilor. Fac click pe unul din rezultate, da? Și voi vedea HTTPS, da? Bun. Când fac click, te-ai uitat odată să vezi care e link-ul la care ajungi? Nu e niciodată site-ul tău. Nu este niciodată site-ul tău. Întotdeauna, da? Este Dita mai, văd acolo o chestie foarte faină, da? Dita mai cârnatul, să folosesc un cuvânt mai amuzant așa, da? Care este de fapt un click gateway. De acolo ajung pe site-ul tău. Click gateway ăla o să-mi scrie referul, iar tu n-ai să vezi nici n-a destat și nici în Google Analytics. Facem un test. Ok, dar n-ai să vezi referul adevărat și anume keyword. Nu se vede. Facem un test. Probabil am văzut. Ok. Probabil am văzut căutările făcute din alte mobile. Nu. Există, nu, eu știu exact cum vreau să merg. Există un număr de surse, să zic așa, în care acest salt, da, nu se mai face cum trebuie. Și într-adevăr, în alte stat, se vede o idee mai bine. Dar asta nu înseamnă că vezi 100%, nu înseamnă că vezi 90%, nu înseamnă că vezi 75%, nu înseamnă că vezi 25%, nu. Dacă în Google Analytics vezi 0,1, în Avesta vei vedea 0,2. That's it. Dar e posibil să facem test. Dar poate e posibil să
Facem test că sună bine. Facem test. Marian, dar nu e posibil să fie ancora unui link? Toate clicurile trebuie prin gateway. Testul a început, dacă nu înșel, în 2011-2012, ceva de gen. Da, testele au fost intermitente, da? Și anume s-a folosit gateway o perioadă, după aia s-a scos, după aia s-a folosit, după aia s-a scos, după aia s-a folosit, după aia s-a scos, astfel încât i-au făcut un fel de șoarce și pisica să strângă informații și să vadă dacă sistemul stă în picioare. Sistemul stă în picioare, din momentul ăla au spus, ok, în momentul ăsta click gateway va fi folosit non-stop. Facem studiu de caz, că sună interesant. Și e posibil să fie search terms din urma sfârșitului? Nu am înțeles întrebarea. Adică am eu opinie, e posibil să fie search terms-urile din urma sfârșitului. Se spune de adevăr, te arată. Search terms-urile sunt niște estimări, da, sunt probleme mari. Să nu, nu, aveți start nu știe să conecteze la search terms-urile urma sfârșitului și nu știe să conecteze la urma sfârșitului. Analytics poți să vezi și analizezi, faci analizezi comportamentală. Din nefericire, eu aș vrea să fac, dar din nefericire nu pot să. Ce mă interesează pe mine și am 100 de click-uri, dacă nu știu ce au făcut ăia pe site? Nu, deci o să zic că avestați, da, ai 200 de click-uri pe site. Da, eu pot să vă spun că tool-urile gen avestați și toate celelalte sunt total nefolositoare în situația actuală. Tu știi doar că ai niște click-uri, ai niște vizitatori, ai 100 de... Nu spune nimic. Da, e așa. Mai avem o întrebare aici. Ați vorbit la un moment dat de monitorizarea brandului online. Ce tool-uri folosiți în România? Tool-uri românești nu prea sunt. Pot să dau o listă cu tool-uri din afară. Ca să folosești inclusiv în mediile sociale. Sunt o groază de tool-uri. Uberview, cum unde sunt. Uberview. Este făcut de prom. Comperview. Uberview. Dar Uberview nu este românesc? A? A fost, am fost întotdeauna. Pentru că am... dacă 60% folosesc Analytics, cât la nu sută... Folosesc nu folosesc, sau mă rog. Cât la sută au site-urile, cât la sută din business-urile românești au site-urile făcute pe platforme free, gen WordPress, gen... orice altceva. Și mă interesează în zona de media, mai mult. În zona media nu am informațiile astea momentan, pot să spun doar că se folosește foarte mult în zona de e-commerce. Deci în top 10 platforme sunt două plugin de e-commerce care se folosesc foarte mult în România, WooCommerce și GVP Cart, parcă. Sunt în topurile noastre, făcut pe aproape 18.000 de magazine online, pe locurile 6 și 7. O întrebare la sute. O întrebare scurtă. Care este impactul prezenței social media asupra rezultatelor în SEO? Asupra rezultatelor în următoarea reportare. Din studiul făcut de SEO Moz pe 2014, cred, undeva la 15-10% au informații. Nu pot să ți le confirm sau să ți le infirm. Afectează SEO? E impropriu spus, afectează, ajută. Din social media, afectează ajută, nu afectează. Afectează este negativ. Da, ajută, bineînțeles. Poate să ajute și inclusiv în direct. De exemplu, dacă cineva te vede într-un mediu social... Nu, nu-i direct. Explica pe la poziție. Google Plus ajută ceva. Plus 1. Serviciul Google? Da. Sunt chiar și un studiu de caz la un moment dat, au generat niște Plus 1 și au crescut foarte mult pozițiile în direct în search, doar de la Plus 1. Da, dacă ai activitate și faci Google Plus, obține plusuri. Și în același registru, cum afectează link-urile de la afiliați? Cele la două paralele. Dacă afiliații folosesc cuvinte cheie total... Aici e ceva bun sfat pe care poți să ți-l dau. Ține foarte mult de numele mari. De exemplu, dacă ai un site foarte mare cu sute de mii de link-uri din afiliere, poate să te afecteze. Cel mai bun sfat pe care poți să-l dai este să le pui un follow pe toate. Vorbește cu toți afiliații de să-l tragă un follow. Poți să le treci prin subdomeniul la care se dai disallow pe Google, să nu se intre prin link-urile respective. Și inclusiv să fie un index subdomeniul respectiv prin care se trec din afiliere. Ele vin din două paralele.
Dacă sunt foarte multe, te pot afecta. Cel mai bun sfat este să le elimini cât de mult. Adică să nu vină direct pe site-ul, ori să fie mofală, ori să aibă bisalau, ori să-ți treacă prin ghetul, ori prin JavaScript, faci orice cu el, ca să nu, să nu-ți vină neapărat în mod direct. Într-adevăr, poate că trimite ele ceva jos acolo, ceva pe ecran, dar dacă ai volume mari și restul linkurilor tale nu sunt foarte ok, este posibil să fii luat cumva la ochi și să te afecteze. Ok, mai ascultăm două întrebări. Iau telefonul, fac un video de produs, unde să-l pun? YouTube? Video de YouTube sau video de Facebook? Pentru Facebook. Ce vrei să faci video ori să vin? Filmez un produs. Și ce vrei să faci eu? Să-l vând. Să vinzi video? Nu, să vând produsul. Video descrie produsul și descrie cu tot unpacking. O să pui pe YouTube, clar. De ce? Pentru că în serviciul YouTube este serviciul Google, dacă îl pui pe site-ul tău o să te ajute destul de mult și la partea de SEO. Super. Deci tu, plus că poți să pui schema ori pe video și să generezi snippet-uri îmbogățite în Google Search. Deci YouTube direct. Dacă vrei să-ți îmbunătățești pagina de produs. Ultima întrebare și ești sigur o schema de video. Ce platforme de e-commerce crezi că sunt cele mai potrivite din punct de vedere SEO ca să indexeze site pe un site nou, cum să zic? Va fi WooCommerce, PrestaShop, OpenCart sau Magento? Care știți? Știi că nu pot să dau un răspuns foarte clar la întrebarea asta, pentru că ține foarte mult de ce vrei tu să faci. O să dea Marian, care chiar 100 de caz la un magazin. Da, avem 100 de caz la un magazin cu câteva sute de mii de produse. În primul rând, prima întrebare este care e numărul de produs? Deci câte produse vorbim? Dacă vorbim sub 100 de produse, pot să spun că WordPress. Deși puțină lume știe că WordPress poate fi folosit în zona e-commerce. Noi cel puțin am descoperit asta după ce am scanat piața din România. Dacă vrei să știi care sunt cele mai folosite platforme din România, poți să vezi infograficul. Infograficul scos de Geo Media în urma scanării întregii piețe din România. Dacă vrei să vezi care este platforma care are cele mai multe detalii din punct de vedere SEO, da? Poți să-ți recomand PrestaShop sau Magento. Și asta datorită faptului că PrestaShop are o comunitate destul de puternică în zona SEO și are suficient de multe plugin-uri, iar în cazul Magento e la fel de valabil, dar resursele care vei avea nevoie în cazul Magento sunt mai mari. Deci între Magento și PrestaShop, poți să mergi pe PrestaShop ca PrestaShop în funcție de numărul de produse. PrestaShop stă bine pentru maxim 10.000 de produse. Peste 10.000 de produse ai nevoie să faci destul de multe modificări în interiorul platformei. Magento stă bine pentru cifre mai mari, dar ai nevoie de hardware în start. Adică hardware mult mai puternic în start pentru 100 de produse. Magento clar ai nevoie de hardware mai bun decât în cazul PrestaShop. Motivele sunt de ordin tehnic. În cadrul PrestaShop, selecturile care treacă către baza de date sunt foarte complicate, da? Foarte lungi, foarte mari, sunt multe join-uri acolo și așa mai departe, dar el dă rezultate foarte rapid, să zic, pentru număr mic de produse. Moare, în schimb, la un număr mare de produse din testele noastre. În cazul Magento, hardware de care ai nevoie ceva mai, trebuie să fie ceva mai solid, dar ține fără începând nici de la 100 și la 100.000. Nu ai nicio problemă. Noi avem un studiu de caz pentru, cred, câte produse? Nu știu. 120.000 de produse? Da. Și stă în picioare fără probleme. Pentru 1.000 de produse, PrestaShop. PrestaShop. Pentru 100 de produse, WordPress. Îți recomand foarte călduros WordPress. Nu, dar știu că poate... Pentru deci WordPress, la 1.000 de produse, deja începe să... Da, nu. Da, nu. PrestaShop s-a ajut. Poți să mai pun o întrebare? Da. De exemplu, pentru un site la care s-a făcut, un site nou la care s-a făcut anumite greșeli de URL-uri, s-a indexat o parte din ele, după aia le-am schimbat, e compromis oarecum domeniul, ar fi mai indicat să mut site-ul, mai ales și pe Magento, să mut pe PrestaShop, pe un alt domeniu nou, doar că
descriere de produse, mă, nu știu, să nu le ia ca după chei cont. Nu, păstrează domeniul, e normal să faci greșe, pentru că toți facem greșe, că nu ai niciun la site-ul respectiv. Nu te afectează cu absolut nimic. Atâta timp cât îți muți URL-ul dintr-un loc în celălalt, dar să folosești doar o dată, o singură dată trebuie să o nu știu, nu de-a multe ori, ca să nu treci pe mai multe lupuri, poți să ți le rezolvi foarte ușor. Ți le indexează imediat. Dacă îl ajut puțin câteva link-uri și cu sitemap și cu o structură foarte bună internă, începe să indexeze mai bine. Poți să ți le rezolvi foarte repede. Nu e o copă de țară. E normal să faci greșit prin așa. Adică nu te afectează. Pe WordPress, un site de content, used content ok, ce recomandări ai ca să aibă trafic bun, adică să crească în trafic și până unde poate să crească în trafic pe WordPress și pe urmă trebuie schimbat pe altă platformă. Un site de media, de arhitectură în design. Scuze, poți să clarifici un pic când vorbești de WordPress, te referi la platforma WordPress ca CMS. Cred că mai spunea la un dat că dacă Google ar fi bărbat, WordPress ar fi femeie. Sfatul meu este să mergi în continuare pe WordPress. Este cea mai tare platformă, se indexează extraordinar de repede. Și plugin-ul pe care l-ai menționat este foarte bun. Trebuie să faci câteva mici configurări și atât. Ideea e, dacă este de conținut, trebuie să generezi conținut. Adică să scrii la greu. Sunt fericitul proprietar al magazin online construit pe platforma OpenCAD. Mulțumesc. Este cea mai curioasă platformă din studiul nostru. Și întrebarea mea, am în jur de 2000 de produse, dar timp către 5000. Mă sfătuiți să migrez către altă platformă sau? Ție ți independență platforma bate dorințele tale? Momentan, da. Atunci, nu am nicio schimbare când aveam între 10 produse și 2000. Nu văd niciun motiv să treci pe altă platformă. Ok, și ca optimizare dedicată pentru OpenCard? Sunt sigur că există plugin-uri care îți rezolvă anumite probleme. Nu am dat să știu ce probleme SEO are să ai tot ca să poți să dau niște recomandări. Dar, la fel ca și comunitatea Magento și Presta Shop, sigur sunt anumite plugin-uri, sau module contra-cost, care îți pot rezolva anumite probleme. Contează foarte mult de ce ai cu nevoie. Adică nu este în sine o platformă bună sau rea. Trebuie să-ți îndeplinească fix nevoile tale. Mai au tot trei platforme care să suporte și de produse cum atât. O să dau din nou informațiile din studiul nostru, din viață. OpenCard, PrestaShop și Magento. Plus că sunt vari ambientele, adică... Sunt la tot, mă păsuc și de asta sunt la 700.